Universitatea, în cadrul programului operațional post-CCE, dezvoltarea infrastructurii de cercetare dezvoltare, a câștigat un proiect care se numește Centrul Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice. Este un proiect care va dezvolta în universitate un centru de excelență în domeniul cercetării fundamentale și a cardioneurologiei, un proiect care are o valoare totală de 46 de milioane de lei, adică 10,47 milioane euro, dintre care valoare nerambursabilă 8,4 milioane de euro. Este ceva ce lipsea universității, un obiectiv pe care l-am asumat actuala conducere la începutul mandatului. Acest centru este de fapt o clădire nouă, cu suprafață de peste 4.000 de metri pătrați, care va conține în ea 412 echipamente de cercetare științifică și în care vor exista 10 laboratoare foarte performante, comparabile cu tot ceea ce există la ora actuală la nivel mondial, un laborator de imunologie, un laborator de analize citologice, un laborator de biologie moleculară și genetică, un laborator de analize cromatografice și imunologice, un laborator cu 6 compartimente de explorări funcționale și o bancă de ADN și plasmă. Suntem în faza de contractare acestui proiect pe care noi l-am câștigat și, din fericire sau din nefericire, termenul este foarte strâns de finalizarea acestui proiect. Suntem legați de contract și vom face tot efortul în acest sens ca să dăm în funcțiune acest centru de cercetări medicale la sfârșitul anului 2015. Construcția va fi făcută în incinta campusului. Cei care cunoaște campusul în apropierea sălii de sport, în spatele piscinei. Și eu cred că acest proiect va asigura infrastructura de cercetare necesară unui salt semnificativ în ceea ce înseamnă producție științifică la nivelul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. Erau multe voci în momentul până de curând care spuneau bine, noi am vrea să facem cercetare științifică, dar avem cu ce, că lipsește una sau alta. Vreau să vă spun că din momentul în care acest centru va fi gata, vor avea cu ce. Avem un plan și de recrutare de personal care se lucreze în acest centru, de personal tehnic, chimiști, biologi, fizicieni și infrastructura pe care noi o vom construi, cred că va contribui semnificativ la nivelul științific pe care poate să-l ofere universitatea. Pe domeniul acesta este unic. Practic, sunt două lucruri unice care le aduce acest proiect și a contat foarte mult la câștigarea proiectului. Pe de o parte, este vorba de înființarea și derularea ulterioară a unui program de evaluare a riscului genetic pentru boala cardiovasculară. Pentru că, în partea de fie spus, între laboratoare, laboratorul de genetică și genomică va fi capabil să disece brațul cel mai ascuns al cromozomilor, să vadă care este profilul genetic al unui bolnav, să poată da un diagnostic de predicție asupra riscului de apariție a unei boli și înseamnă că acest cel ulterior va putea să se dezvolte și parte de categorii patologii, în toată patologia cardiovasculară și cea neurologică. Pot să vă spun că este printre cele mai bine finanțate proiecte la nivel național care au fost câștigate în ultima sesiune de proiecte. Și al doilea lucru ca noutate legat de acest centru este faptul că aici se va înființa un centru de referință pentru canalopatii cardiace congenitale. Când spun canalopatie, mă refer la bolile cardiace congenitale care au ca bază morfologică sau morfopatologică existența unor comunicări anormale între cavitățile inimii. Am mers pe acest domeniu pentru că în Târgu Mureș avem
o foarte bună tradiție și bun ferici în probleme de cardiologie și cred că nu facem altceva decât să ducem în zona de cercetare fundamentală cu experiență clinică care deja există de foarte multă vreme. Eu aș spune comoara acestui centru, pentru că în această bancă de anamneză și plasme se vor aduna tot ceea ce vor însemna probe biologice pe care le vor recolta de la pacienți de-a lungul timpului, vor rămâne stocate în condiții speciale de stocare și în momentul în care această bancă va începe să devină operațională, va oferi material biologic de studiu pentru oricare alte studii științifice în afara celor pentru care proiectul în acest moment este destinat. Nu este poate diferit interes să vă spun că în această bancă se vor putea stoca inclusiv celule externe. De asta știți că este o modă, mai ales la naștere, să se recolteze și să se trimită în altă parte pentru că nu știu ce va rezerva viitorul. Această bancă va avea cu siguranță și un compartiment de acest fel pentru cei care doresc să nu-și pună viitorul cu semnul întrebării.